încheierea celei de-a doua secțiuni o face colegul nostru. Este vorba de domnul lector universitar dr. Dumitru Carabaș, care ne va prezenta martirologiile din Antichitatea Creștină și pătimirile din pușcările comuniste mărturisesc același Hristos. Vă ascultăm! Hristos în mijlocul nostru. Mă bucur, este și vă și sunt onorat să fiu prezent la această conferință și mă folosesc de prilej să mulțumesc domnului conferențiar pentru invitație și totodată să vă felicit pentru această activitate pe care iată de ceva vreme o desfășurați. Mulțumesc. Activitate sub semnul rugului aprins. Dragi studenți, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, distinși oaspeți și onorată asistență. Astăzi vom vorbi puțin despre martirii de ieri și de azi, din Antichitate și din păcate până în prezent. Palierele, așa cum s-a discutat astăzi, palierele pe care putem aborda această temă sunt diverse. Spunea doamna conferențiar mai devreme, din punct de vedere teologic, istoriografic, filologic, mai devreme chiar juridic. În cercetarea, în fine, pe care am încercat să o creionez, am avut în vedere o analiză mai curând, să spun, imagologică, a ceea ce înseamnă mucenicul, martirul, din perspectiva izvoarelor vechi. Aici avem în vedere martirologii, listele de martiri, a actelor martirice și apoi, cumva, în contrapondere, activitatea pe care o fac colegii noștri de la CNSAS, de studierea arhivelor securității. Și metodologic am utilizat, să zic așa, două ipoteze de lucru. Anume, există similitudini, asemănări între mucenicii primelor secole și martirii din pușcările comuniste. Aici am utilizat trei paliere, credința și, în fine, cercetarea mea a demonstrat că e aceeași, chinurile și, din păcate, la fel, dovezile converg spre faptul că au fost aceleași, și minunile, iar la fel aici sunt două paliere, cu ei înșiși sau cu ceilalți, și dovezile arată că au fost, minunile au fost întocmai și la fel, fie că discutăm de primele secole creștine sau că discutăm de martirii din pușcările comuniste. Și ar mai fi o ipoteză de lucru, anume dacă în societatea românească contemporană, în ansamblul său, dacă această societate este detașată complet de acest model al martiriului, al mucenicului, și aici aș adăuga al cuvioșilor și al Sfinților. Martirologiile reprezintă cea mai evidentă dovadă a memoriei Bisericii și a conștientizării necesității de perpetuare acesteia. Actele martirice conțin informații de la martorii ocolari ai respectivelor evenimente, fiind de cele mai multe ori chiar copii ale actelor oficiale ale tribunalelor care au judecat și condamnat pe respectivii creștini, având astfel un profund caracter de document istoric. Din păcate sau din fericire, constituie un gen care, deși părea bine delimitat în timp, în sensul că acest gen literar aparține primelor secole creștine, fiind urmarea persecuțiilor din primele veacuri, istoria contemporană, chiar a țării noastre, așa cum ne-au arătat colegii de dinainte, și altor țări din estul Europei, așa cum a punctat Părintele Maxim, îl arată ca un gen revigorat de martirizare a tuturor mărturisitori ai credinței în pușcările comuniste, aceștia având, din păcate, o singură vină. Creștini.
Și acum o să vă citez un pasaj. Dacă în sfârșit este sigură că noi suntem niște criminali, de ce suntem criminali? Când pentru aceeași vină ar trebui să existe același tratament. Oricum am fi socotiți, alții la fel ca noi se pot folosi și de gura lor proprie și de avocați cu plată pentru a-și dovedi nevinovăția. Li se dă dreptul la a răspunde, la a face obiecții, fiindcă nu este permis în niciun caz să fie condamnat cineva neascultat și fără putință de a se apăra. Numai creștinilor însă nu le este într-un nimic îngăduit să spună ceva, să-și lămurească picina, să-și apere dreptatea, să împiedice pe judecător a fi nedrept. Dimpotrivă, se așteaptă numai ceea ce este necesar pentru a alimenta ura publică, mărturisirea numelui, nu examinarea crimei. Aș întreba de unde e citat. Din păcate, citatul este din actele martirice ale Sfântului Ciprian. Da. Astfel că... cu tremurătoare actualitate. Da, pare extrem de înspăimântător de actual. Cultul martirilor, al mucenicilor, este legat în Biserica Creștină de jertfa Mântuitorului. Aceștia fiind cei ce urmează până la moarte, se jertfesc pentru el. Totuși, moartea nu este suficientă pentru a arăta și a fi pomeniți în calendarele ortodoxe, în listele de martiri și în martirologie, forma incipientă a calendarului. Ci mai este nevoie de dreapta lor mărturisire. Ne putem întreba de ce totuși este nevoie de această dreaptă mărturisire atât timp cât au fost omorâți pentru credința lor. Și vedem persoane care au fost ucise în persecuții, dar care nu sunt tratați de sfinți, de biserică. Și vă dau doar exemplu montaniștilor, care au fost uciși în număr foarte mare, dar cu toate astea, niciodată biserica nu i-a tratat ca sfinți. Perspectiva, să zic așa, a mea, este tocmai ce mărturisim. Este o credință proprie, e o credință a mea, sau este credința în Hristos? Dacă și-a dat viața pentru Hristos, așa cum îl păstrează și îl prezintă biserica, atunci îl putem găsi în martirologii, îl găsim în calendar. Dacă a fost eretic, atunci credința sa nu are legătură cu Hristos adevărat. Este o nălucire, o închipuire a sa sau altora, iar el a dat la o parte pe Hristos acel adevărat și a pus în locul său închipuire, o plăsmuire a minții sale, ceea ce este în fapt idolatrie. De aceea, unul ca acesta nu are cum să fie mucenic al lui Hristos. De fapt, diferența o facem dacă suntem sau nu suntem al lui Hristos. Întreaga teologie creștin-ortodoxă se bazează pentru parea Fiului lui Dumnezeu pe posibilitatea pe care ne oferă prin viața, patimile, moartea, învierea, dar mai ales înălțarea sa. Toate întrebările pe care le-au ridicat ereticii de-a lungul istoriei mântuirii noastre și pe care le repetă, din păcate, acum catolicii, protestanții, neoprotestanții, vedem în mediul online, pe Facebook, din păcate și anumiți oameni care au senzația că aparțin bisericii ortodoxe, sunt întrebări referitoare cu precădere la cinstirea Sfinților și la preacinstirea Maicii Domnului. Toate acestea, de fapt, decurg din neasumarea lui Hristos ca om adevărat și ca Dumnezeu adevărat, pentru că în fond, și ne arată asta și Sfântul Apostol Pavel, Sfințenia nu este altceva decât viața în Hristos. Așa cum ne spunea Părintele Columbeanu mai devreme. Problema este că în momentul în care o temă, oricât de dragă ar fi ea nouă, prevalează în fața lui Hristos, atunci nu mai este un gând în Hristos, ci este ego-ul meu care trece în față. Este ego-ul meu care interpretează într-un mod foarte personal Sfânta Scriptură, chiar trăirea prezentată de Sfânta Tradiție. Vedem asta tot la montaniști, care au insistat să
pun accentul pe a doua venire a Mântuitorului și astfel, chiar dacă era o realitate revelată în care credem cu toții și ne bazăm pe lucrul ăsta, în momentul în care punctul focal de interes nu mai are în vedere pe Hristos, ci imaginea pleacă în altă parte, atunci imaginea devine difuză și nu mai înțelege nimic în adevăr. Atunci i-au zis că Dumnezeu este unul singur, iar Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, că sunt niște manifestări ale acestei unicități. Așa cum Sfântul Apostol Pavel, revenind la el, spune că și iată Hristos trăiește și nu mai trăiesc eu, o să, în cele ce urmează, o să dau câteva citate din câțiva părinți care spuneau: în închisoare încetezi să existi, doar Hristos te ține în viață. Părintele Adrian Făgățean. Temnița a fost o chemare. După o perioadă de îndoieli și de întrebări, a urmat o perioadă de pace. Ea începea când reușeam să pătrundem în interiorul nostru. Aceasta e cea mai importantă experiență pe care o poți avea în timpul vieții. A te cunoaște pe tine însuți. Apoi urmează o perioadă de consolidare pe calea suferinței, grație căreia reușești să te cunoști pe tine însuți. A fost total și simplu ca noi să ne redescoperim la acele ore pe patul suferinței. Era o chemare. Temnițele comuniste erau fabrici de martiri, în cel mai literal sens al cuvântului. Noi eram martori ai degradării trupului propriu. De la un anumit stadiu nu mai eram în stare să simțim nimic. Era ca o pace adâncă. Personal nu am simțit durerea. Eram în elementul meu. Mai fericit decât atunci când eram în afară, liber în lume. Aceasta și pentru că viața noastră spirituală devenea din ce în ce mai puternică, cu mult mai puternică decât era înainte de detenție. Acele erau zile de sacrificiu și jertfă extraordinare și unice. Arhimandrit Iustin Pârâ. Este imposibil pentru cineva din afara închisorii să înțeleagă. Suntem liberi și suntem foarte fericiți că suntem liberi. Dar avem un fel de nostalgie pentru închisoare. Și nu o putem explica altora. Ei spun că suntem nebuni. Cum îți poate lipsi închisoarea? Deoarece în închisoare am avut cea mai spirituală viață. Am atins niveluri pe care nu suntem în stare să le atingem în lumea aceasta. Izolați, ancorați în Iisus Hristos, am avut bucuria și iluminarea pe care lumea nu le poate oferi. Părintele Gheorghe Calciu. Zarca, unde mă băgau mereu, era în închisoare. Într-un an de Crăciun m-au băgat în izolare, într-o celulă fără nimic pe jos, fără pat, într-un fir groaznic. Am găsit acolo un bos de mămăligă mucegăită și l-am mâncat. Era Crăciunul și am zis, iată ce cozonac mi-a fost dat mie. Poate e greu să credeți, dar eram fericit, că știam pentru ce sufăr. Nu eram acolo aiurea, ci pentru numele Domnului suferam. Părintele Arsenie Papacioc. Neamul românesc e trecut prin multe momente grele în istoria sa, dar a răzbit și a biruit întotdeauna prin credința în Dumnezeu, prin speranța, în triumful final al binelui. Așa se va întâmpla și acum. Să răbdăm cu tărie și smerenie suferința ce ni s-a dat. Cine vrea să cunoască despre Hristos, trebuie să citească Sfintele Evanghelii. Cine vrea să-L urmeze pe Hristos, trebuie să citească scrierile Sfinților Părinți. Ei te vor învăța, din propria lor experiență, cum se obține mântuirea. Nimeni nu poate fi creștin adevărat dacă nu cunoaște învățăturile Sfinților Părinți. Ei sunt exploratorii căii spre Hristos. Ei au interpretat corect harta evanghelică și au atins polul mântuirii. Părintele Dumitru Stăniloae. Mulțumesc mult!